1.000 de mineri și energeticieni vor pleca acasă, dintre care 690 de muncitori și 310 angajați TESA. Complexul energetic Oltenia a trimis și o notificare la AGOFM prin care înștiințează în ce perioadă se vor face disponibilizările și câți oameni vor părăsi sistemul. De miercuri, administrația CE Oltenia va începe emiterea preavizelor pentru salariații care vor fi disponibilizați de la 1 mai. Primii care vor primi preaviz vor fi angajații aflați în prag de pensionare și cei care și-au depus cereri de plecare voluntară. Complexul energetic Oltenia nu a prezentat până acum la AGOFM situația privind persoanele concediate colectiv pe subunități.